Rugăciune este cheia care deschide cerul. Biblia spune că în timp ce s-a rugat Domnul Iisus Hristos, s-a deschis cerul. În seara aceasta să mă prezența ta, Doamne. Aleluia! Deschide cerul, Doamne. Amin. Și dacă ai deschis cerul pentru Daniel și ți-a fost credincios în vremuri de criză, în seara aceasta suntem ca niște fetile, Doamne, stinse și abia mai pâlpâim, Doamne, abia mai fumegăm. În seara aceasta dorim puterea Duhului Tău ce Sfânt. Ți-a prins viețile noastre, Doamne! Ți-a prins tinerii din Românești, Doamne! Ți-a prins liderii din Românești, Doamne! Să atingi pe oamenii care se plică în Românești, Doamne! Să ridici, Doamne, Dumnezeule! Și să faci din ei torțe ale lui Dumnezeu! Și oamenii să fie aprinși prin ei! Slăvit să fie numele Tău! Amin. Și știți ce-au făcut ei? S-au dus la împărat și au zis, împărat, știi ceva? Omul acesta pe care ai poruncit tu să nu se roage timp de 30 de zile, uite, să roage iubitul tău, preiubitul tău. Să roage, uite, împărate, s-au rugat și a plecat. Porunca împărătească. Credincios în vremuri de criză. Credincios în criza spirituală. Nu renunța la rugăciune. Nu renunța la rugăciune. Știm că unii dintre voi, și vorbesc despre experiența personală, nu mai aveți putere să stați acolo în genunchi. Știu că unii dintre voi ați obosit rugăciune. Și știu că rugăciunea a ajuns să fie doar o poezie. Și din cauza aceasta te vezi tot mai gol, tot mai căzut, tot mai fără putere. În loc să propășești caz din zi în zi și regreți zilele de altă dată care e mai credincios și mai apropiat de Dumnezeu. În seara aceasta vreau să-ți spun ceva. Iisus Hristos este Domnul pentru tine în mod personal. Și în momentul acesta, puterile tale slăite, rugăciunea ta pe două cuvinte vrea să o înmulțească, să pună în tine tot de rugăciune. Puterea ta care poate nu mai poți să mergi pe cale și te-ai obosit și nu mai poți iubi, nu mai poți răbda, nu mai poți să fii credincios în vremuri de criză. Ești disperat, ți-l că ești abandonat! Abandonat de prieteni, abandonat de cei dragi! Și mai mult ca atât, abandonat de Dumnezeu! În seara aceasta vreau să-ți dau o veste. Iisus Hristos te iubește așa cum ești. Și criza vieții tale vrea să te ridice din pulverea pământului. Și să facă din tine un credincios și să spune în românești. Există oameni și tineri care duc o viață sfântă. Slăvit să fie numele Domnului. Vrei să ai o viață sfântă? Trebuie să te coste și dacă până seara aceasta cumva ceva ai renunțat, cumva ceva ți s-a epuizat puterile, cumva ceva simți că nu mai poți să continui viața spirituală. Iisus Hristos prin Duhul Sfânt este aici. Iisus Hristos prin Duhul Sfânt este aici și vrea să-ți aprindă viața ta. Vrea să aprindă fetilul vieții tale. Omul acesta mai spune Biblia că era cu frica de Dumnezeu. Cu frica de Dumnezeu. Fraților, în vremurile acestea cam cu greu să mai fie oameni care să aibă frică de Dumnezeu. Îmi place să spun lucrul acesta. Și îți vorbesc ție tinerului care ești aici. Și fetelor care sunt tineri. Nu știu cum televizorul acela, cum îl fredonezi, te recomandă toată noaptea. Eu nu te vede, dar te vede Dumnezeu. Frica de Dumnezeu zice că este începutul ce? Înțelepciune. Și nu știu ce înțelepciune ai. Când ei te recomandă aceea. Și o pâții toată noaptea. Nu știu ce frică ai. Nu știu. Dar atât vreau să spun.
În momentul când te robești acest lucru, ai grijă că singurul care plătește cel mai mult ești tu. Și plata aceasta pentru tot ce faci, pentru robirea aceasta, nu costă în bani, costă sufletul tău. Costă sufletul tău. Costă sufletul tău. În seara aceasta, Dumnezeu îți spune, frica de Dumnezeu, frica de Dumnezeu, frica de Dumnezeu te face, te face să renunți la păcatele acestea grave. Am făcut un legământ cu ochii mei, spune eu, să nu mă uit la lucrurile scârboase. Nu știu în ce oră de noapte, în ce oră de zi, nu știu, poate la 2-3, nu știu unde te uiți pe internet sau pe telemobil. Cum s-a inventat tehnologia aceasta, pot să spun, diabolică, în care diavolul prin aceste forme vrea să te atragă și vrea să atragă tinerii, tinerii din toate națiunile pământului, ca să-i debaraseze de Dumnezeu. Viață sfântă, viață sfântă, în vremuri de criză, înseamnă renunțare la păcat, înseamnă renunțare la nelegiuire, înseamnă tineri care le reprezintă pe Iisus. Tineri care să-L reprezinte pe Iisus Hristos. Un șadrac, Mesac și Abednego a știut să-L reprezinte pe Dumnezeu. Și rezultatul a fost mare. Porunca împărătească a fost așa. Ca este Dumnezeul lui Șadrac, Mesac și Abednego să fie ce? Dumnezeul întregii. Sau la toate popoarele care erau sub dominația lumii. Are Dumnezeu nevoie de tine. Amin. Are Dumnezeu nevoie de tine seara aceasta. Nu la voi întâmpării s-a făcut seara aceasta. Are Dumnezeu nevoie de tine seara aceasta. De tine are Dumnezeu nevoie. Dacă cumva ceva te-ai aflat prin trei cuvintele acestea, că ești epuizat din punct de vedere al rugăciunii, că ești epuizat din punct de vedere al fricii, că nu mai ai frică de Dumnezeu, că timpul ți-l petreci nu știu ce parte, că timpul ți-l petreci în fața televizorului și n-ai timp de Dumnezeu, de rugăciune, de post, de cuvântul lui Dumnezeu. În seara aceasta, nu știu, cu toate păcatele tale, cu toată viața ta căzută, are Dumnezeu nevoie de tine. Mărire Domnului. Are Dumnezeu nevoie de tine. Are Dumnezeu nevoie de tine. Și ce mai spune versetul 26? Duhul Sfânt îl științase că nu va muri. Ce facea Duhul Sfânt cu Simeon? Adică ce înseamnă să te înștiințeze? Comunică cu tine, așa e? Mai vorbește Duhul Sfânt cu tine? Mai vorbește Duhul Sfânt cu tine? Mai vorbește Duhul Sfânt cu tine? A vorbit cu Filip. Și a zis, Filip, pe du-te, aduce calul. A vorbit cu apostoli, a vorbit cu Pavel, a vorbit cu Petru, a vorbit cu biserica, vorbește cu biserica, cu tine mai vorbește. Amin, Doamne. Era momente în viața ta când Duhul Sfânt te trezea la miezul noaptei. Și în loc să te mai rogi, în loc să te uiți la televizor, te rugai, așa este. Și te puneai pe genunchi. Și mijloceai pentru ăla, pentru biserică, pentru oamenii care erau bolnavi. Și acum, din cauza că te-ai obosit, caz în patul tău, obosit de păcate, pentru că nu mai ai comunicare cu Duhul Sfânt. Ai nevoie de Duhul Sfânt în seara aceasta? Amin. Vrei ca să fii credinciosul lui Dumnezeu aici? Amin. Dumnezeu are un scop precis cu tine, aici, în seara aceasta. Dacă vrei, să haideți să ne legăm pe picioare. Și am vrea ca frații să pregătească o cântare, dacă se poate. În următoarele 5-6 cuvinte. Stăm aici în prezența lui Dumnezeu, fraților. Și spunem lui Doamne, dacă n-am fost credincios în vremuri de criză, și criza aceasta oamenilor, Doamne, m-a dus pe un tărâm care era minat,
Forse mai știu, Doamne Dumnezeu, de mine însumi. Nu mai avem nicio direcție, Doamne. Și trăind doar o formă de evlavie, ca și poporul Israel, având doar o religie falsă. Am înțeles că pe mine mă cauți, ca pe Simeon de altă dată. Și vrei să mă faci și pe mine, Doamne, să-ți fiu un credincios autentic, adevărat, real, care s-a prins pe triul vieții mele și eu s-a prins pe alții. Poate n-ai făcut legământul în seara aceasta, până în seara aceasta. Poate nu l-ai primit pe Iisus Hristos în viața ta. Vreau să-ți vorbesc ție în mod personal, tu, care nu l-ai primit pe Iisus. S-a întâmplat acum 2 săptămâni la noi, un om de 50 de ani, pe nume de Titi. Omul acesta, fraților, a avut o ceartă de 2 zile cu cineva. Și știți ce ceartă a avut? Vrea să predice și el în case. Și frații nu i-au dat voie pentru că nu i-a dat voie. Și omul acesta s-a dus la cel care conducea rugăciunile, celulele de rugăciune în case și a zis, de ce te pune numai pe tine și mă pune și pe mine? Și a început o ceartă de vorbă acolo. După cearta aceasta de vorbe, omul acesta s-a dus la el, la Titi acesta. De fapt, nu el era vinovatul, ci Titi. Și s-a dus la el și și-a cerut iertare și a zis, nu te iert. Aceasta a fost într-o zi de sâmbătă, de acum 2 săptămâni. Astăzi e 2 săptămâni când a murit. Și în momentul, înainte cu o jumătate de oră ca să moară, Duhul Sfânt a venit la el și a zis, ce te faci? Că dacă mor, te duci în ea. Și atunci a început să o ia, să fugă, nu știu, era o fugă de asta. Cine vedea, zicea că e nebun. Și nu s-a mai dus pe străzi, a sărit gardurile. S-a dus la el, a luat în brațe pe omul acesta și a zis, știi ce mi-a zis omul? Mi-a zis că dacă nu te iert, dacă voi muri, mă duc în iad. Și așa a venit la tine, a căzut în genunchi și a zis, te rog, iartă-mă că nu te-am iertat. A luat pe omul acesta în brațe, s-au sărutat și a venit la păstorul bisericii la noi, la Petre. În casa la Petre, fratele mare știe, în momentul când și-a pus mână, fericit, după jumătate de oră după ce s-a întâmplat, pune mâna pe clanță, știți ce s-a întâmplat? A căzut jos, a făcut infart. Și a murit. O jumătate de oră înainte de a ierta pe omul acesta. Vreau să spun ție care nu te-ai întors la Dumnezeu. Viața ta nu este în mâinile tale. În seara aceasta vrea Dumnezeu să spune, am nevoie de tine. Și vreau să te mântuiesc. Vreau să te iert. Vreau să-ți dau viața veșnică. Vreau să te curățesc. Vreau să te eliberez. Poate ești legată sau legat de nu știu ce pofte, de nu știu ce duhuri. Poate te confrunți cu problemele vieții, cu soțul tău, cu soția ta, cu prietenul tău, cu neamul tău. Poate ești frapată de diavol sau ești frapat de diavol. În seara aceasta te cheamă Fiul lui Dumnezeu. Vino la El, la El e eliberare, la El este iertare, la El e mântuire, la El e pace, la El e bucurie. Că simți că te cheamă Dumnezeu și n-ai făcut pasul. Te invit să vii în față. Aleluia! Te invit să vii în față. Te invit să vii în față. Te invit să vii în față. Pentru că acum te cheamă Dumnezeu. Să nu-ți fie rușine. Să nu-ți fie rușine. Să nu-ți fie de rușine. Aici este Dumnezeu te cheamă.
de pe pământ ce locuiești, vino, vino.